Bună, draga mea! Sunt Luna ala. Dacă sărbătorești ziua de naștere pe 22 martie, obiectivitatea este principală a ta caracteristică. Obiceiul de a nu te gândi la măsuri de precauție este compensată de celelalte energii date de data nașterii, care afectează capacitatea de a-ți planifica cu atenție mișcările. Ca urmare, Ești mult mai consecventă decât majoritatea berbecilor. Ai o dorință profundă de succes, care nu este întotdeauna o caracteristică acestui semn zodiacal. Risc, independență și fără teamă, vezi viața ca o serie de obstacole care trebuie depășite. Combinând idealismul și caracterul practic, știi exact ce dorești să faci și ești sigură că vei reuși. Ești convinsă de infailibilitatea ta și nu tolereze obieții. Tu nu simți nevoia de a te declara cu voce tare, din potrivă, încrederea ta în sine neagă dorința maniacală de a te afirma cu orice preț. Dacă ți alegi afacerea sau finanțele ca sfera activității tale, succesul este asigurat, poți ajunge stăpână într-o junglă de competitori. Desigur că poți fi o astfel de persoană care nu și-a stabilit obiective înalte pentru ea însăși. Te poți mulțumi cu ceva mult mai modest, a crea o familie fericită, a avea timp liber și a căuta un hobby. Dar oricare ar fi obiectivul tău, vei ajunge cu siguranță la el. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc care se disting prin următoarele calități, activitate, dorință de a fi prima, cavalerism, berbecul cel mai luminos este cel care s-a născut chiar la debutul primăverii. Ești controlată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufânzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, Vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi împliniri fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul, cât și în afaceri, pot te dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru sursa de energie, precum și pentru neliniște. Această planetă este favorabilă pentru profesioniștii din domeniul medical, artiști politicieni, profesori. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de politețe și lipsa de integritate. Ești foarte încăpățânată și intenționată. Data nașterii îți dă prudență și capacitatea de a anticipa toate surprizele, astfel încât ori faci greșeli în ciuda neglijării măsurilor de protecție. Poți fi carieristă, succesul fiind foarte important pentru tine. Viața pentru tine este un concurs de viteză și depășirea dificultăților, și te alături fericită în competiția generală. Ești foarte curajoasă, iubești riscul și nu-ți place să depinzi de cineva sau de ceva, tu știi care este scopul tău și ești încrezătoare în realizarea ta rapidă. Alții oameni se pot confrunta cu anumite probleme în relațiile cu tine deoarece nu permiți nici măcar cea mai mică analiză a persoanei tale și nu tolereze valorile subiective ale altor persoane. Pur și simplu tu aparți celor câțiva care corespund pe deplin imaginii tale publice și vai de cei care încearcă să caute în spatele fața de tale exterioare. Nu este surprinzător faptul că disprețuiești orice formă de pretenție? nesinceritate și mizerie umană. Din nefericire, turiști să confunzi diplomația cu dublarea, tocmai din cauza angajamentului tău față de sinceritate. Tu poți să te imaginezi mental ca eroină și te străduiești mereu să depășești idealul imaginar creat. Este dificil ca tu să vezi în această luptă un anumit impuls dramatic, din potrivă, este un fel de atitudine interioară, demnă de respect față de rude, Prieteni și colegi, într-adevăr, ai reputația unei personalități foarte fiabile, merită să precizez că ai un moment în viață când ai căutări pentru a-ți găsi vocația, și acest lucru se întâmplă la vârsta de aproximativ 25 de ani, iar odată găsit-o o, o urmezi cu încăpățânare toată viața ta, în anii următori pot apărea și alte domenii de interes dar totuși vor fi într-o oarecare legătura cu atitudinea fundamentală a vieții. Foarte rar, poți fi oprite de pe o cale odată aleasă. Vei fi mulțumită de cariera ta dacă ești capabilă să evaluezi critic rezultatele muncii tale. În caz contrar, eșecurile te pot scoate din rutină pentru o perioadă lungă de timp, iar succesul este imposibil. În plus, tu trebuie să-ți controlezi în mod constant entuziasmul pentru că există un pericol de supra-solicitare. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, noblețe, întreprindere și onestitate, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 22 martie soartata? Ești foarte încăpățânată și nu asculți opiniile altora. Tu crezi că ai dreptate în totdeauna, fără excepție. În același timp nu-ți place să te expui poți fi foarte norocoasă în a-ți conduce propria afacere și în chestiuni legate de finanțe, deoarece știi cum să abordezi oportunitățile dintre capcanele lumii mercantile și cum să eviți colțurile ascuțite. Tu nu vei da drumul altora și vei merge mai departe, împingându-i pe toți cu coatele, în cele din urmă, îi vei conduce la victorie. Cu toate acestea, Poți fi dintre cele care nu se străduiesc să ocupe o poziție înaltă în societate, pentru că poți avea prioritățile unei căsnici fericite, a activităților preferate și a divertismentului cu prietenii, dar indiferentă de alegerile tale, obiectivul va fi cu siguranță atins de tine. Cu tine este foarte dificil de comunicat, deoarece nu tolerezi nici cea mai mică indicație de condamnare iar orice apreciere a caracterului tău va fi percepută cu ostilitate. Aproape orice critică ți se pare părtinitoare și nedreaptă. Tu îți păstrezi lumea interioară închisă cu toate încuietorile. Tu ești în armonie de plină între esența ta interioară și cochilia exterioară, iar reputația ta corespunde caracteristicilor tale reale. Prin urmare, orice duplicitate și înșelăciune urăști, uneori tu iei politeța elementară ca lipsă de sinceritate. În visele tale te închini în fața eroilor cărților pe care le-ai citit sau din filmele vizionate, încercând să faci o imagine reală. Nu este nimic condamnabil aici, te face să te străduiești pentru cele mai bune lucruri și îi faci pe alții să te admire și să fie nedumeriți pentru o astfel de persistență. Reputația ta este într-adevăr foarte stabilă și de neclintit în cercul prietenilor și cunoștințelor tale. Ar fi trebuit să-ți fi găsit vocația adevărată la vârsta de 25 de ani și să-i rămâi credincioasă pentru tot restul vieții. Dacă la maturitate vei manifesta interes pentru alte activități, acestea vor fi o continuare relevantă pentru activitatea ta principală. Nu este deloc caracteristic pentru tine să schimbi drumul ales și să-ți reconsideri valorile vieții, dacă rezultatele muncii tale te satisfac, tu experimentezi o creștere a energiei vitale, eșecurile, din potrivă, zlăbesc spiritul tău, forțându-te să-ți cobori mâinile, refuzând încercări repetate. Dragoste și compatibilitate, în relație apropiată ești pasională și romantică? dar știi cum să-ți gestionezi emoțiile. Poți fi un partener cu adevărat loial și credincios, dar chiar și dragostea adevărată este capabilă să se estompeze în fundal datorită ambițiilor și planurilor de carieră. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii? Capricornul, Racul, Fecioara, Balanța și Scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. De obicei te liniștită. Tu nu strigi din gura mare despre propria ta superioritate, ci o faci simțită în mod constant. Tu ești capabilă să faci față concurenței astfel încât o carieră în comerț sau finanțe va fi de succes pentru tine. Tu însă ți ești greu de împins de la spate. Dar cum oricine poate deveni o carieristă ambițioasă, te poți dedica unei munci simple, creând o familie și interese personale de viață. Ție nu-ți -ți place să-ți fie studiat și analizat caracterul? mai ales dacă cineva te evaluează deschis și își exprimă punctul de vedere cu privire la tine. Urăști minciuna și înșelăciuna și nu te vei preface niciodată, ești foarte simplă și spui ceea ce crezi. Uneori, tu consideri că blândețea și diplomația sunt o înșelăciune. Sănătate și boli Tu crezi că ai sănătatea fierului și este ceva care a fost acordat odată pentru totdeauna și că nu poate fi altfel. Prin urmare, de multe ori nu te ocupi de sănătatea ta și, mai devreme sau mai târziu, desigur, te confrunți cu anumite probleme. Pericolul pentru tine este că fiind încrezătoare în sine și extrem de energică, ignori faptul că sănătatea trebuie menținută, turiști să devii o victimă a propriului tău entuziasm inepuizabil. O dietă echilibrată, consumul de vitamine... Consumul alimentelor sănătoase și a suplimentelor pentru tine pare o idee absolut proastă. Prefer să mănânci ceea ce îți place, deoarece tu însă ți disprețuiești să ai grijă de sănătate și de alimentația corectă, rudele și prietenii ar trebui să ți reamintească adesea bunul simț, nu ar trebui să abuzezi de dulce și de grăsime, trebuie să te angajezi moderat în sport, o muncă adecvată în grădine sau în aer liber. Destinul și norocul. Te caracterizezi prin independență, dorința de a fi lider, perseverență în atingerea scopurilor, deși toate acestea provoacă invidia altora. Te împrietenești ușor cu oameni, ai mulți prieteni, dar există și câțiva dușmani. Ești înzestrată de ursitoare cu o mulțime de virtuți. Banii te iubesc, ești veselă și te bucuri de viață, străbați cu ușurință viața, Poți fi fericită și bogată. Poți trece prin încercări de a te întuneca, de a-ți diminua abilitățile, de a te arunca într-o serie de intrigi. Dar cu mintea ta strălucitoare, abilitatea de a te întâlni cu oamenii, de a găsi soluții de compromis, poți și ieși întotdeauna din orice situație cu demnitate, depășind toate loviturile celor răi. Sfaturi pentru tine. Ai abdare cu cei ce nu sunt la fel de bine orientați continua să avanseze încet, dar sigur, muncind din greu, dar în același timp lasând de lucrurile să vină de la sine uneori. Cultiva diplomatia și si permitele celorlalți ceva mai mult. Un pericol care există cu adevărat pentru tine este entuziasmul excesiv. Nu este important să exagerezi. Tu trebuie să-ți ții emoțiile sub control, altfel poți să te răstoarne și să înrăutățească lucrurile. Și, de asemenea, trebuie să depui eforturi pentru a scăpa de obiceiurile tale autoritare. Ar trebui să fii conștientă de aspirațiile pentru despotism și tiranie care se produc în sufletul tău. Continuă să mergi înainte, dar nu trebuie să te lupți cu ceea ce este dat să se întâmple. Încearcă să fii mai indulgentă față de greșelile altor oameni și să nu percepi tactul și politețea ca pe o pretenție. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar, pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta, dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară, simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment. Nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin? util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.